În terapiile de teta sau în tehnica de teta healing facem ceea ce se numește săpare. Pentru că orice experiență pe care noi o putem numi eșec are niște daruri ascunse. Și acestor daruri noi le zicem beneficii. Ok, am înțeles. Regreți faptul că n-ai ajuns olimpic la matematică și n-ai luat locul întâi pe județ. Dar hai să vedem experiența respectivă, ce ai învățat din ea, ce beneficii de fapt ți-a adus. Pentru că tendința este ca aspectul nostru înțelept să facă limonadă din lămâile care îi se dau. Și atunci începi să-ți dai seama că prin faptul că n-ai devenit tu olimpic, ai învățat poate să nu pui presiune pe colaboratorii tăi, că se poate că uneori, chiar și cei în care tu vezi un potențial campion, resursele lui de fapt să fie mai limitate decât crezi tu. Poate că din această experiență ai învățat că poți să fii mulțumit și fericit și fără să fii numărul 1. Sau poate din contră ai învățat cum să te motivezi singur să lucrezi mai mult. Sau poate ai învățat că notele nu sunt tot ceea ce contează și că de fapt părinții tăi te-au iubit necondiționat. Sau poate pe de altă parte ai tras niște concluzii proaste de genul dacă nu sunt primul, n-o să mă iubească nimeni. Sau dacă nu sunt primul, voi fi considerat un eșec de către cei apropiați. Dar conștientizând care sunt aceste răspunsuri interne pe care tu ți le-ai dat sau aceste concluzii pe care le-ai tras în sinea ta, poți să începi să faci curățenie și poți să îți asumi că lecțiile acelea pozitive să le păstrezi, ok, hai să considerăm de acum înainte că sunt o persoană determinată, știu cum să muncesc mult, oamenii mă iubesc și fără să fiu eu premiant, toate astea pot să le păstrez și să rămână avuția mea spirituală și fără să mai am nevoie să mă gândesc la lucrul acela care au un regret, că uite ce multe lucruri bune am derivat din el. Iar cu celelalte care sunt negative, de genul concluzia ta poate a fost că nu o să mai fii iubit sau dacă nu ești numărul 1, nimeni nu te mai apreciază, lucrurile astea să vezi cum ele de fapt ți-au definit parcursul ulterior și cum nu te-ai mai simțit satisfăcut niciodată dacă ai fost pe locul 2, cum n-ai permis oamenilor să te iubească sau să te aprecieze sau n-ai mai primit aprecierea lor decât dacă erai numărul 1, dacă erai numărul 2 ți se părea o lingușeală sau o prostie sau o fanfaronadă din partea lor să te aprecieze, cum lucrul acesta ți-a distrus un pic din iubirea și afinitatea posibilă în viața ta și să vezi că ai cărat acele concluzii de copil de 7 ani sau de 17 ani, le-ai cărat și le ai încă în sinea ta la 40 de ani, la 60 de ani și au devenit un motor, dar de fapt un motor negativ, un motor de suferință în viața ta, care te ține pe o linie a achievement-ului, a realizărilor acestora, dar care nu-ți fac bine. Procesul este unul de chin, de greu, de suferință și atunci să tot la fel ca o decizie internă să îți asumi că e ok, am suferit destul, hai să vedem dacă chestia asta chiar e reală sau de fapt pot să fiu iubit și dacă sunt pe locul 2. Ce-ar fi să nu mai pun presiune pe copiii mei ca să fie ei locul întâi? Ce-ar fi să nu mai pun presiune pe corporația mea să fie întotdeauna locul întâi? Că poate dacă dau un pic la o parte tiparul acesta obsesional, poate că voi descoperi că se poate și altfel. Se poate să fie în viața mea iubire mai multă, se poate să fie mai multă prietenie, se poate să fie mai multă relaxare și că în definitiv nu merită să mai țin aceste concluzii pentru că mai mult sufăr din cauza lor decât mă sprijin. Deci este un proces în care mergi în interiorul tău și poți să explorezi fiecare eveniment pe care tu îl numești un eșec, de fapt ce daruri a ascuns. Și în acest proces de auto-explorare, să permiți acelor concluzii să fie completate cumva, adică, ok, that's it, jocul ăsta nu mai vreau să-l joc, nu mai înseamnă nimic, sunt dispus să renunț la energia eșecului și la energia faptului că în definitiv mă simt ca un eșec, pentru că nu e doar eșecul acolo, e vorba despre starea ta, că tu te simți ca un eșec și să permiți toată această conversație să se dizolve efectiv din experiența ta. Lucru pentru care din nou reiterez faptul că e nevoie ca în procesul de evoluție să combini un pic partea de terapie cu partea de meditație. Ele sunt, poate, într-un fel, în procesul de devenire ca și cele două părți ale unei monede. Nu prea poți să faci o explorare psihologică sau psihoterapeutică fără să
ai o atitudine meditativă, dar și să faci meditație în care doar să-ți anihilezi simțurile încât să nu mai vrei să gândești nimic și să simți nimic, nu te ajută, pentru că nu te dezbraci, ci doar te lenegi aceste aspecte ale psihicului tău. Aș vrea să te mint, dar nu o voi face. Dincolo de eșec, este o stare de pace, de liniște, de conectivitate sau, într-un fel am putea spune, de o stare de unitate. Dar ea coincide cu dispariția unui sens al unei identități personale. Deci ca să poți să devii una cu divinul din tine, într-un fel este moartea ego-ului tău. Iar moartea ego-ului tău înseamnă să îți dorești mai mult să trăiești decât să-ți dorești să te minți singur. Iar ego-ul este de fapt o suită de minciuni. Minciuni care ne păstrează într-o iluzie și ne împiedică să vedem că viața se desfășoară după termenii ei. Ne mințim toată ziua despre cum trebuie să ne îmbrăcăm, ce trebuie să mâncăm ca să fim mai sănătoși, cum trebuie să ne comportăm ca să fim iubiți și acceptați, cum trebuie să muncim, ce trebuie să muncim. Este o întreagă telenovelă, frate, telenovelă în capul nostru. Și divinitatea cred că stă și se amuză, știi? Zice, funny, da, astea... Deci ca să ajungi la Dumnezeu trebuie să mergi în genunchi, trebuie să stai pe nuci, la colț, mai trebuie să suferi încă 20 de ani. Și de fapt, divinitatea nu vrea pentru noi să suferim. Dar noi zicem, nu, n-ai înțeles, stai că eu mai trebuie să sufăr un pic, tu nu știi ce am făcut vara trecută. Există chiar un tipar pe care l-am descoperit recent la oameni, este acela pentru orice greșeală sau eșec, trebuie să te pedepsești înzecit, însutit, înmit sau poate chiar pentru tot restul vieții. De unde poate să vină un asemenea tipar masochist? Păi gândiți-vă la școală, dacă făceai o greșeală, trebuia să repeți, o greșeală de scris, ți se dădea ca pedeapsă să scrii aceeași propoziție de 50 de ori. Deci pentru o greșeală plăteai de 50 de ori. Sau ți se zicea, întinde palma și primeai 10 lovituri la palmă. Sau mergi la biserică și pentru o greșeală, ai gândit urât despre mama ta sau ai răvnit la buna altuia, zice popa, 50 de rugăciuni. Da? Deci în psihicul nostru suntem antrenați ca pentru orice eroare, greșeală sau eșec să ne pedepsim, dacă nu o face nimeni altcineva pentru noi, în multiplu de. Uneori însă nu ni s-a dat sentința și atunci singura sentință pe care ne-o putem da posibilă este păi să ne pedepsim până la sfârșitul vieții. Că poate în felul acesta, prea marele judecător, când o să ajungem noi acolo după, o să zic că ai suferit destul, e ok. Martiriul este ca o emblemă, adică băi, cu cât îți mai martir, cu cât mă simt mai vinovat și sufăr mai mult, trebuie că ating ceva targeturi prin ceruri acolo, sunt avatar level 3 deja, poate, la Sfântul Petru. Când cred că divinitatea care toată lumea zice despre ea că teoretic ar fi vorba că iubire, că așa a zis Domnul Iisus, nu? Când a venit a zis, prieten, n-ați înțeles mare lucru, tata mare nu-i cu judecata, nu-i cu biciuirea, nu-i cu iertare și cu iubirea. Noi n-am făcut update la software, am rămas pe filmul vechi. Și dacă filmul nou este ăsta cu iubirea, gândiți-vă la cea mai iubitoare persoană din viața voastră. Poate că e bunica, poate că e mama, poate că e o prietenă. Și gândiți-vă cât de multă gratificare obține ea din faptul că te vede pe tine suferind. Cât de mult îi place ei. Îi stă așa și zice, ce fain că suferă, mai dă-mi un pic din suferința ta, vreau să te mai simți un pic vinovat. Nu, persoana care te iubește cel mai mult își dorește pentru tine maximum de fericire posibilă. Păi atunci această energie creatoare, divină, acest tată ceresc sau oricum vreți voi, că nu trebuie să îi spunem în niciun fel, cum sună pentru tine, familiar, dacă reprezintă maximum de iubire, cum ar vrea sau cum ar putea să vrea pentru tine suferința? Deci clar că suferința pe care ți-o administrezi este de fapt un tipar al ego-ului care te pedepsește înzecit, însutit, înmit sau cât crede că e potrivit, pentru că așa a învățat, așa i s-a spus.
Dar dacă îți resetezi un pic softul intern, s-ar putea să faci loc iubirii. Și iubirea nu te judecă, nu te bate, nu te pedepsește. Iubirea vrea să-ți mângâie rănile. Iubirea vrea să te abrațe. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.